creat în urma unei rebeliuni pornite de doi români, Petru și Ioana San, Imperiul Româno-Bulgar avea să fie întărit și extins sub domnia celui de-al treilea frate al familiei Asan, Mezinul Ioniță. După asasinarea lui Ioniță, survenită în anul 1207, în timpul asedierii Salonicului, tronul Imperiului Vlaho-Bulgar este preluat de un alt membru al familiei Asăneștilor, un nepot al lui Ioniță pe nume Borilă. Slab comandant militar, nepriceput în treburile țării, noul împărat a fost la un pas de a distruge imperiul clădit din sângele, din curajul și din sacrificiile românilor și bulgarilor din sudul Dunării. Îndată ce află de întronarea lui Borilă, temător pentru viața lor, alți doi prinți din neamul asăneștilor, Alexius Slav și Ioana San, părăsesc imperiul căutându-și protecția în țara cumanilor, apoi în Galiția. Ca să-și asigure liniștea, Boril își exilează și fratele pe Strez, care își găsește refugiu la curtea regelui Serbiei, Ștefan Nemanjici. El își consolidează apoi tronul, luând-o de soție pe văduva lui Ioniță Caloian, fiica unei căpetenii cumane. Noul țar s-a dovedit a fi mult mai slab decât predecesorii, iar poziția sa a fost contestată atât de prinții fugari, cât și de fratele său Strez, care, sprijinit de regele Serbiei, Ștefan Nemanjici, a atacat în anul 1208 posesiunile țaratului de pe valea râului Vardar din zona Macedoniei. Strez avea să cucerească cetatea Prosek fără ca Borilă să aibă vreo reacție. Până în anul 1209, stăpânirea lui Strez se va mări de la valea râului Struma până la Bitola și de la Skopje până la Veria. Simțindu-l ezitant, o altă rudă din neamul asăneștilor, Alexius Slav, avea să se revolte și să-și declare independența. Astfel, un nou stat valah rupt din Imperiul Vlaho-Bulgar avea să se formeze în regiunea munților Pirin. Statul lui Slav avea capitala în orașul fortăreață Melnik. În anul 1208, armata Vlaho-Bulgară suferă o înfrângere dezastruoasă în fața oștilor lui Henric I-ul, devenit împărat latin al Constantinopolului în anul 1206. Bătălia a avut loc la Filipopolis, astăzi Plovdiv. În urma acestei lupte, țaratul pierde nordul Traciei și fortărețele din zona munților Rodopi. În anul 1209, după ce Strez se căsătorește cu fata împăratului latin Henry de Flandra, de teama ca cele două țări să nu se unească împotriva lui, Borilă încheie un tratat de alianță cu fratele său. În același an, Borilă semnează un tratat de alianță cu despotatul Epirului. Cele două state valaho-bulgare aveau să se reunească, dar teritoriul lui Strez urma să-și păstreze autonomia, suveranul și armata. În anul 1211, Strez cere ajutorul fratelui său, după ce vestul teritoriului îi este invadat de trupe latino-epiriote. Armata celor doi frați suferă o înfrângere severă în bătălia de la Bitola. Necazurile țarului nu aveau să se termine aici. În același an, 1211, cetatea Vidinului avea să se răscoale împotriva lui Borilă sub comanda unor nobili cumani. Cum Borilă se situa pe poziții de adversitate cu Imperiul Latin sau Regatul Serbiei, aflate în vecinătate, el a trebuit să apeleze la sprijinul regatului Ungariei, care a trimis neajutoratului Borilă un corp de armată condus de contele Ioachim din Sibiu. Vidinul a fost asediat, răscoala a fost înăbușită, dar țaratul a trebuit să cedeze în schimb Ungariei cetatea Belgradului. Simțindu-se din ce în ce mai izolat, suveranul Borilă și-a dat seama că nu are cum să reziste de unul singur în fața inamicilor interni
și a pretențiilor teritoriale formulate de vecini, așa că s-a agățat cu disperare de noul prieten, regatul Ungariei, și a reușit în cele din urmă, în anul 1213, o alianță cu Imperiul Latin, în urma unui mariaj strategic al fiicei sale vitrege Maria cu împăratul Henric I-ul. Nici acum, însă, liniștea nu s-a pogorât asupra țării. Aliații l-au tărât pe bietul Borila într-un război cu regatul Serbiei, din care acesta a ieșit încă o dată învins. Sistemul de alianțe pus la punct de Borila avea să se prăbușească în anul 1216, când ginerele țarului, împăratul latin Henric I-ul, a murit otrăvit, după unii istorici, tocmai de către Maria, fiica naturală a lui Ioniță Caloian, dar și fata vitregă a lui Borila. Era anul 1218, iar împăratul era iarăși singur. Simțind slăbiciunea domniei, unul dintre prinții fugari s-a întors în țară cu armată și a asediat cetatea Târnovgradului, în care se barigadase Boril. După 7 luni de asediu, Borila a realizat că Ioan, vărul său, nu avea de gând să renunțe până când cetatea nu se va preda. Suveranul a reușit să fugă din încercuire, dar în scurt timp a fost capturat. Ioan Asan al II-lea, fiul lui Ioan Asan, unul dintre fondatorii Imperiului, s-a încoronat în anul 1218, în timp ce Borila, vechiul țar, era orbit și închis într-o mănăstire.